Bun găsit, stimați telespectatori! Suntem la al doilea episod cu un invitat cu o slujire deosebită, inclusiv spuneam încă la începutul episodului anterior, capelan în zonă de război, o mai rară personalitate cu asemenea curaj am avut aici. Bine, războiul în general, războiul spiritual este peste tot, aici este vorba de războiul fizic și mai exact războiul din Ucraina. Vom ajunge și acolo, nu am avut încă timpul de momentul potrivit să ajungem acolo. Este vorba de Cornela Petroaie, cum spuneam, capelan, misionar, din zona Linz, nu știu exact cum îi spune localității, bine ați revenit la Credo. Spune-ne dumneavoastră localitatea exact din Austria. Fioclabruck, 65 km de la Linz. Ați asimilat limba germană bine, da? Da, păi 30 de ani. 30 de ani. Da. Celor care ne urmăresc, le spunem că am ajuns în faza experiențelor personale și familiale. Din familia dumneavoastră am înțeles că la un moment dat soția a trecut printr-o experiență, printr-un pericol de moarte, oarecum similar celui prin care a trecut dumneavoastră și ne-ați povestit la încheierea episodului precedent. Dacă vreți să ne spuneți despre ce este vorba și cum Dumnezeu v-a ajutat în acest moment de cumpănă. Da, de fapt două experiențe. Vă rog. În 2005 trebuia să vină în familia noastră al 10-lea copil. La câteva luni de sarcină, 4 luni de sarcină, medicii au constatat că copilul este mort și a stat 2 luni. Deci la 6 luni de sarcină, medicii au constatat că copilul este mort peste 2 luni și a intrat în putrefacție, în septicemie și eram pe patul la spitalul din Fioclabruck. Toți copiii erau micuți atunci și eram în jurul patului după ce medicii și-au făcut lucrarea lor. I-a intrat în niște crize extraordinar de grele și era pus sub aparate și aș vrea foarte pe scurt ca să evidențiez puterea lui Dumnezeu și ce rol are punerea mâinilor. Cu credință. Cu credință. Pentru prima dată în viață am experimentat atunci. Eu personal, în familia mea. Cum spuneam, era conectată la aparate și a făcut hemoragie internă, se scurgea viața din ea. M-am dus la pat și m-am uitat asupra ei. Am văzut că ochii erau dați peste cap, buzele spre așa un bleu închis, bleu maren. Vinețiu. Și vedeam cum scade pulsul la inimă, cum viața deci pleacă pe jos. Pe aparate. Și când am ajuns aproape la 3, atunci din mine o putere supranaturală. Duhul Sfânt care era în mine, m-am dus la patul ei și că am întins mâinile și mi-am pus mâinile peste ea și am strigat în altă limbă. Duhul Sfânt s-a rugat din mine. Toți medicii au luat poziția de drept și au zis, sunt străini și au rămas buni pentru că ea pleacă din lumea aceasta. Atunci... Nu știți ce a strigat, nu cunoșteți. Nu cunosc. Da. M-am rugat într-o limbă necunoscută pentru că eram zdrobit, deja mă vedeam cu 9 copii singur. Și au fost mai multe cuvinte sau doar câteva? O frază. M-a rugat în altă limbă și când mi-am pus mâine peste ea, s-a oprit acele la 3 și a început să vină obrajii ei să devină roz și sângele și viața să revină la loc. În timpul ăla, aparatele ce arătau? S-au blocat și a început ca să urce în sus. Apoi viața încet să-și continue mersul ei. În timpul acela, soția
a avut o vedenie că așa ca dintr-un tunel de jos, dintr-o o gaură, a ajuns până la jumătate și a văzut un peisaj feieric. Deci, lumină. Ca și un crater de vulcan din care ieșea, da? Ieșea. Da. Și când a ajuns acolo, un cântec, o fericire, o splendoare, abia ar fi dorit ca să ajungă dincolo, era cu totul o altă lume. Și cum a vrut să pună mâinile, să sară dincolo, că din ea, sufletul ei vroia să ajungă dincolo. Cineva a tras-o în jos. Ăla am fost eu. Dumnezeu a întors-o la viață. I-a avut, mai lungă a fost vedenia, s-a rugat atunci foarte multe biserici. Țin minte că am sunat pe fratele Iosif Anca, era păstor la Arad, cu fratele Eugen Micurescu. Am sunat mai mulți păstori, erau la biserică, am sunat portarul de la Biserica Betel din Arad, a oprit programul cu slujirea și a făcut o rugăciune specială pentru scumpa mea soție și toată adunarea. Și m-a sunat frate și a zis, frate Cornel, sora Oltenița nu va pleca din lumea asta. Am avut certitudinea și Dumnezeu a pus în noi credința aceasta și credem din toată inima că nu va pleca din lumea aceasta. Și așa a fost, Dumnezeu a întors-o la viață, ne-a mai dăruit încă 3 copii și așa cum spuneam și acum suntem bunici și pot să preamăresc pe Dumnezeu căci am putut să văd ce rol are punerea mâinilor. E o mare autoritate și Dumnezeu lucră cu mare putere. Ce au zis medicii? Medicii au rămas în limniți. Au luat toți poziția așa cum ar da onorul, poziția de drept, s-a uitat la noi și în tăcere, n-a scos nimeni niciun sunet, nici nimic, toți așa pioși, au dat tot respectul când a văzut ce fac eu. Peste puterile mele ceva... Și mai ales ce face Dumnezeu prin Dumnezeu. Exact. Asta, da. Supranatural. Slavă Lui. Și... Ați vorbit de o a doua experiență de care... A doua experiență... Asta știusem, dar a doua nu. A doua experiență am avut-o în anul 2011, în luna martie s-a împlinit. Venea al 14-lea copil ca număr. Așa, cu tot cu ăla din 2005. Avem 12 în viață acum. Și la câteva luni de sarcină, medicii au constatat că copilul este cu probleme. La 5 luni de sarcină am primit toate rezultatele de la Viena, de la laboratorul din Viena, căci cromozonul din cei 24, cromozonul cu numărul 18, are o trizomie, așa e un termen în lumea medicală, e cromozonul care răspunde de funcția organelor și... ne-au sfătuit, a venit directorul spitalului și medici care erau acolo și a zis copilul trebuie scos afară, întrerupt sarcina pentru că va fi cu grave malformații. Vă dați seama, numai o mamă și un tată care așteaptă un copil sănătos să-ți dea un asemenea diagnostic. Am tras un spate înapoi, un pas înapoi, toți frații care au știut și prietenii au zis, frate Cornel, sunteți puși la o grea încercare. N-am fost de acord cu propunerea medicilor, deși spunea totul este gratis, este mamă eroină la atâția copii. Eu le-am spus frumos, cred într-un Dumnezeu adevărat și singurul care poate să ia viața unui om este Dumnezeu. Noi credem în El. Și vă dați seama, am așteptat copilul și la 8 luni, exact de sarcină, a venit copilul, a născut natural, normal și e drept, a avut mai multe malformații, fața lui era normală. Și la o oră, eu la fiecare copil, la noi în Austria se asistă la naștere, la fiecare copil mă duceam și cumpăram coșuleț din ăla, hăinuțe și soția a zis, i-am spus cu câteva zile, dragă, mă duc să cumpăr haine pentru bebelaș. Și au zis, data asta nu.
a avut o credință deosebită și copiii mai mari i-au zis: mame, ne-ai dus pe toți în spate data asta. Și au zis: data asta nu cumpăr nimic. N-am cumpărat nici coșuleț, nici păturele, nici hăinuțe, bleu cum se cumpără la băiței. Și a născut copilul și la o oră de la naștere Dumnezeu l-a luat acasă pe Beniamin. L-a luat acasă. I-a făcut înmormântare, au venit frați de la Viena, de la Linz, făcut înmormântare. L-avem acolo îngropat și îi dăm slavă lui Dumnezeu că n-am acceptat voia și propunerea oamenilor și Dumnezeu ne-a trecut printr-o încercare să vedem ce este durerea, să porți un copil în trupul tău, ca mamă, era soția mea. Și dar să știi că a mers într-un loc bun. Într-un loc bun. Trece timpul așa de repede și nu mai ajungem pe front. Cum a început implicarea dumneavoastră în Ucraina? Când și cum? În 2015, în urma știrilor care erau atunci, Dumnezeu mi-a pus pe inimă de fapt toate misiunile care am plecat de-a lungul celor 30 ceva de ani, nu am plecat niciodată așa de capul meu. Întotdeauna am primit, mai înainte de a pleca, o călăuzire din partea Domnului prin Duhul Sfânt, vorbindu-mi prin anumite vase sau mie personal noaptea sau auzind o voce înăuntru meu: tu trebuie să mergi în cutare, tu trebuie să iei două mașini de spălat, tu trebuie să duci haine, tu trebuie să ajuți familia cutare. Asta e secretul, îndemnurile Duhului, deci, da. Așa, și când s-a întâmplat în 2014, când s-a ocupat Crimeea și a început războaiele acolo în Donbas, în Donetsk, am primit un imbold puternic. Și nu se știa prea multe, în media era ce era dat și am încărcat mașina mea, aveam busul familiei, am încărcat... Microbus de 8 persoane? De 9 persoane, 8 plus 1. Da. Dacă va fi, la urmă, vreau să întăresc, Dumnezeu acum de câtva timp mi-a dat un bus de misiune nou, cineva de peste ocean m-a sunat, a auzit de lucrarea ce o fac, și prin harul Dumnezeu am o mașină de misiune de la Domnul. Câte persoane? Este un bus Sprinter mare, de motor de 3 litri. 17 sau câte? 19. 19 persoane. Nu, 319, nu, 6 cât? Locuri are. 6 locuri, am înțeles. 6 locuri și restul e pentru transportat marfă. Ah, da. Pentru vădvă și orfani. Slavă Domnului! Așa, și am plecat și Dumnezeu mi-a trimis în vamă un păstor de lângă Cernăuț, știa câteva cuvinte românești, Colea Snigureac, Nicolae Snigureac, Colea îi se spunea, și el mergea, a fost deja la zona de război de mai multe ori. Trăia foarte modest, un om scump al lui Dumnezeu, dar cu multă durere vreau să spun că în 2019 Dumnezeu l-a luat acasă în urma unui accident. Am umblat cu el 4 ani, l-am invitat în Austria, a slujit la noi în biserică, un om scump. Dumnezeu l-a atunci stâns, a fost pregătit, Dumnezeu știe a de stâns, ce. A fost strâns ca un snop la vreme, deși avea 45 de ani. Am mers de mai multe ori și am făcut un drum din Austria până la zona de război, este 3 zile și 3 nopți. În continuu mergeam pe atunci, drumurile nu erau bune. Am ajuns în zona aia distrusă. Pentru prima dată în viață am dat piept cu războiul adevărat. Și am ajuns cu dumnealui până în Krasnohorodka pentru ascultătorii care cunosc zona și ne-a prins seara acolo. La câțiva kilometri s-auzeau împușcături și am găsit orașe întregi distruse și oamenii fugind de acolo. Am întâlnit bătrâni care nu erau mâncați de mai multe zile, copii orfani și multă durere și un miros așa de ars și totul era debusolat.
și o durere apăsătoare. Am scos mai multe poze. Înapoi, când trebuia să trecem dintr-un sat în altul, în dreapta noastră erau de la minele de cărbuni, pământul care era cernut de la benz, făcut așa niște piramide înalte. Și pe piramide stăteau sniperii. Acolo a fost un combinat siderurgic sau așa, da, ceva. Da, combinat mare. Stăteau sniperii, aia care lovesc punct ochi, punct lovit de la mai multe sute sau kilometri. Adică pușcaș la punct fix sau da, așa ceva. Da, da. Uh-huh. Și înapoi când ne-am întors, era spre seară și am putut să vedem pe sus rachetele cum zboară. Altfel le spune pe limba lor. Și el a zis, atât mi-a zis, suntem în mare primejde. Și deja de la centru, de unde am plecat din Pocrosc, frații își făceau mari probleme că nu vom fi în viață. De fapt, de trei ori trebuia, am fost în mare pericol și puteam să fiu împușcat. În trei rânduri vreau să menționez că până acum, din 2015, am fost peste 30 de ori. N-aș vrea să măresc mai bine, mai puțin decât mai mult. În anii aceștia am fost peste 30 de ori. Din 2019 mi l-a dat pe fratele Petru Plantus, un frate scump care fac misiune. Dumnealui cântă din chitară cântările Domnului, așa de frumos, poate mulți l-au auzit. Și de atunci... Și vă traducea din română în ucraineană. El este gura mea. Gura mea în ucraineană, nu cunosc limba ucrainească. Dar prin dânsul, el cântă câteva cântări și apoi evanghelizările de cele mai multe ori le-am făcut sub cerul liber. De exemplu, în anii care vreau să spun câteva din minunile, din grozăviile care le-am întâlnit. De exemplu, eram anul trecut în luna februarie, am mers lângă orașul Slaviansk, într-un sat acolo. Ne-am dus și am ajuns pe drum aproape de zona aia, am găsit mașini răsturnate, cauciucuri, tancuri arsă. Și când am ajuns în satul acesta, la 15 km de Slaviansk, am găsit în sat, poate mai erau 20% din oameni, era iarnă, era zăpada de vreo 10 cm. Când m-am uitat, acum mulți avem în curte câte o mașină. Acolo am văzut cel puțin în 4 sau în 5 curți era câte un tank ars de luptele care s-au dat acolo. Am găsit bătrânii, ne-au așteptat. Populația din sat era majoritatea peste 60 de ani. Și țin minte atunci că am ținut slujba lângă o pădure de pini. I-am găsit, dragi telespectatori, fără curent, fără apă și fără gaz. Țin minte că le-am predicat Evanghelia și le-am zis de un loc unde este veșnic primăvară. Le-am zis de un loc unde nu mai sunt lacrimi. Erau așa, poate 150. Pot să documentez cu poze de atunci. Apocalipsa 21, eventual. Acolo scrie că... Da, da. Și am putut să văd atunci, dragii mei, cum Dumnezeu le-a frânt inimile și cu lacrimi în ochi l-au primit pe Domnul Iisus, mulți din ei. Le-am dus atunci și plapume și am primit de lângă Sankt Pölten din Austria, de lângă Viena, câteva sute de lanternă care se încărcau la mână, tip dinam. Și câtă bucurie am putut să fac la oamenii bătrâni, parcă le-aș fi dus o mare avere, pentru că nu erau curent și lanternele alea freca așa din mână, se încărcau automat, palpate, da. Făcea curent. Le-am dus, cred că 200 sau 300, nu mai rețin exact, câteva cutii cu lanterne. Cineva din frața austrieci, auzind de plecarea mea, Dumnezeu, vreau să vă spun că la fiecare călătorie a pregătit cu o mână nevăzută de tot ceea ce aveam nevoie, ori de la Viena,
M-a sunat odată fratele David Gage, care face parte din MIA, și mi-a zis, când Chievul era ocupat prima dată, m-a sunat și a zis, frate Cornel, avem 500 de pături aici în Viena. Și când am văzut asta deja acum, de când a început războiul, că sunt luptele grele acolo, mi-a zis, avem 500 de pături într-un depozit lângă Viena. Vreau să le trimit în Kiev acolo la oameni. Și m-am dus, în ciuda terorii care era atunci, m-am dus până în Kiev, încă cu un bus, cu fratele Plantus, colaboratorul meu, și am ajuns la un păstor lângă Kiev. Pe atunci locuia în pădurile, erau în pădurile alea de pini, soldații lui Kadirov. Cred că știți, s-a auzit din media, n-aș putea să spun de aici din față ce a făcut prin familie. Dacă ne întâlnea atunci, eram morți. Dar Dumnezeu, cu mâna lui bună și nevăzută, ne-a purtat de grijă. Am venit cu două busturi pline și cu remorca și am dăruit câteva tone de alimente. În loc de două tone, am pus 5 tone într-un bus. Era cu două roți în spate, puntea dublă, plus remorca, și am ajuns acolo. Oamenii veneau cu sutele. Veneau alți în pijamale, n-au avut când să îmbrace. Și se rugau de fratele care era acolo, dânsul avea și el 19 copii înfiați. Și spunea, dați-ne pătura și cerșaful pe care am dormit. Avea biserică, toată biserica era și sus și jos, tot saltele transformate în dormitoare. Și oamenii stăteau o noapte, două și plecau mai departe. Dumnezeu ne-a ajutat atunci și toți banii care am avut la noi i-am lăsat. Ne-am dus spre Cernăuț și când urcam spre Kiev, vă dați seama, am întâlnit 500 de kilometri de coadă de mașini. Din partea dinspre Kiev, toată populația. Noi eram singuri care urcam înspre Kiev. Atunci erau piecurile, erau goale, nu era motorină, trebuia să cărăm motorină în bidoane, să facem, cumpăram din țară sau din piecurile din Cernăuț. Și am ajuns acolo și am văzut durere. Dar ți-a avut vreun atac banditesc, mă rog, asupra micului convoi umanitar. Deci... Nu am avut. Deci slava ia Domnului, până la Kiev, 42 de post-control. Era 42 de filtre care ne-au căutat. N-au zis careva că nu sunteți... Pentru că aveam carnet de capelan și mergeam cu cineva, fratele Plantos avea două legitimații de la guvern, care era împuternicit. Și putea să intre în toate filtrele până în zona zero. Am înțeles că ați fost și în cazări la un moment dat. Da, deci am ajuns și acolo și am putut ajunge până acolo. Am lăsat lucrurile, ne-am rugat pentru frații de acolo, pentru păstorul de acolo, ne-am întors înapoi și pe drum Dumnezeu ne-a binecuvântat cu alți bani. Mare minune în cer. M-a sunat ceva frați din țară, dintr-o zonă mai săracă, în care eu am făcut misiune și am ajutat biserica. M-a sunat păstorul de acolo și a zis, frate Cornel, ce faceți? Frate, vin de la Kiev, am atâtea sute de kilometri făcute. Frate, avem o sumă de bani. Când au auzit frații în ce situație sunt frații din Ucraina, poporul ucrainean, vrem să donăm. Bine că ești acolo, vorbesc cu frații din comitet și îți transmit suma asta prin OMV, e o aplicație. Când ajungi în țară și n-a fost 100, a fost câteva mii de euro. M-am mirat, e o biserică așa mai... mult mai săracă. Modestă. Modestă. Mult mai modestă față de alte biserici. A donat o sumă destul de mare. Spre slava lui Dumnezeu. Și atunci am putut să mai umplu o dată alea două busuri cu multe cumpărături de la metro și de la magazinele din Suceava. Am trecut iarăși vama. Atunci chiar am trecut liber. M-am dus la o brutărie și am luat toată pâinea, vreo 5 sau 600 de pâini. Și le-am pus deasupra să nu se zdrobească și am mers iarăși spre Kiev. Dumnezeu ne-a binecuvântat și ne-a păzit și în termen de două săptămâni și ceva am făcut două drumuri de Kiev
din Suceava. În care, din drumurile astea, ați ajuns la o familie extrem de numeroasă și ați avut o comandă făcută de Dumnezeu specială pentru acea familie. Vreau să vă spun că înainte de a fi ocupat Kievul, eram la noi în biserică și a venit niște frați lucrători de peste ocean și era un fratele în față și deodată se oprește și spune așa: frate Cornel, Dumnezeu îmi face de cunoscut căci un grup de oameni plâng, postez și se roagă și tu trebuie să le duci de mâncare. Și Domnul striga: pentru cine ascultă în seara asta glasul Domnului și va pune umărul la lucrarea aceasta, Dumnezeu îl va binecuvânta. Și a trecut timpul, eu atunci nu mi-a dat adresă, trebuia să plec în patru locuri, trebuia să merg la frață Volos, să merg la Donesc, să merg la Lugansk și să merg în nordul României. După o săptămână de când a fost lucrarea, primesc în cugetul meu și aud o voce: tu trebuie să mergi la Lugansk. Și era în luna decembrie, pe 16 decembrie, m-am pornit și Domnul a lucrat prin mai multe surse de binecuvântare și am plecat binecuvântat din Austria și niște frați din Anglia, a pus umorul biserică, biserica fratelui Nelu Dobra, din Watford. Nu chiar a lui, ci păstorită de eventual. Păstorită de fratele Nelu, un bun prieten. Așa ne exprimăm, da. Așa? Da, noi am unui om biserică, da. Și am pornit spre Ucraina, atunci spre Lugansk, cu mașina plină. În Cernăuț am luat alt bus mare. Am făcut mai multe cumpărături, cu câteva tone, în jur de 600 de pungi de alimente, că urmăm să avem mai multe puncte de evangelizare și ne-am pornit, eram cu fratele Colea, Snegureac, am trecut Kievul se trece foarte greu, când eram pe la Poltava, o voce îmi spune: cumpără o mașină de spălat mare. Și atunci îi spun: frate Colea, trebuie ca să cumpărăm și o mașină de spălat mare. Atunci el, nedumerit: frate Cornel, acolo sunt misionari și ei locuiesc în spații foarte limitate, mici. Trebuie să luăm o mașină, din cea mai mică mașină care găsim. Dar i-am zis: nu, trebuie să luăm cea mai mare mașină. Dar el, contrariat, a zis: da, dacă ai auzit vocea aia, cumpărăm o mașină. Și am mers în ultimul magazin în care putem să cumpărăm, aproape la vreo câteva sute kilometri de front, și am cumpărat o mașină, am plătit-o, cea mai mare, 8 kg. Am pus-o deasupra, era ultimul lucru, și am ajuns în Lugansk. Doar 8 kg? Nu era mai, cum să spun, nu e mai grea? De 8 kg de rufe. A, de rufe. Ea era grea, că abia am dus-o doi bărbați. Are ea betonul ăla. Da. Conta greutatea. 8 kg de rufe uscate. Și am pus ocolul deasupra, m-am pornit miercuri dimineața din Austria și am ajuns joi la ora 9, cu cumpărături, cu drumul greu, iarna, mai multe mașini am văzut în șans răsturnate, dar mâna bună a Domnului ne-a ajutat și am ajuns acolo. Am făcut lucrarea, am predicat la frați acolo, am dat mâncare la bătrâni, cum fac eu de obicei, la 150 de bătrâni, le-am dat câte o masă caldă, văzând acolo mulți dintre ei neajutorați. Când am fost prima dată, am spus în inima mea, o parte din inima mea rămâne în Ucraina. Am văzut jalea oamenilor, am văzut durerea lor. Veneau și când le dam punga cu alimente, ei n-au fost învățați să primească, pentru că zona Donbas, dacă nu știți, a fost o zonă foarte bogată în minereuri, foarte bogată, și oamenii au zis: pe noi nu ne îngenunchează nimeni. Dar Dumnezeu, prin necazul ăsta, i-am văzut îngenunchind, primind pe Domnul Iisus. Revin aici, am terminat noi lucrarea și atunci fratele păstor îmi spune: frate, lucrarea ce-a fost, parcă nu se împlinește. Ceva trebuie ca să pipăim noi.
Și era ora 2 după masă. După ce am împărțit, am dat, cred că, în jur de 150 de pungi cu alimente, am dat mâncare la bătrâni, o mamă era însărcinată, o soră venită din teritoriul ocupat, se apropie de noi și ne spune: fraților, aici în zonă e o familie cu 19 copii. De 40 de zile stau în post. N-ați vrea să mergeți ca să-i vizitați? Eu mă uit la fratele, el la mine și din priviri îmi spune: cred că aici e lucrarea. Și zic: da. Și o luăm cu noi în mașină și pe un drum, pe lângă niște sălci, am dat de un fir, un pâr cu apă, un râuleț. M-am uitat: Doamne, ce încurcate sunt căile tale. Dar Dumnezeu, care este sus, a cunoscut fără GPS, fără adresă concretă. Acolo am primit adresa printr-o femeie. Și am ajuns în casă, în fața unei case frumoase. Când am intrat în casă, o casă plină de copii, unul mai frumos ca altul, fete, băieți. Eram cu doi păstori, păstorul din zona aia și cu fratele Colea. Când am intrat în casă, erau frații la baptiști neînregistrați, fără cult. Fratele era lucrător, era în vizită la bolnavi și era deci acasă. Deci soțul respectiv, tatăl copiilor. Da, tată copiilor. Și era mama acasă, o femeie între 45 și 48 de ani. Când am intrat, frate păstor a întrebat: noi suntem la frați penticostali, lucrăm și credem în darurile Duhului Sfânt, am avut niște înștiințări speciale și am fost trimiși aici la voi. Trebuie ca să mărturisiți de ce a stat în post. Și atunci sora, cu o privire foarte modestă, a zis: fraților, noi am stat în post ca... Și cu o zi înainte se încheiase postul. Deci sâmbătă după masă a încheiat 40 de zile de post. Noi am ajuns duminica la ora 2:30 la ei. Și am intrat, așa cum spuneam, am întrebat mama, frații păstori, și ea nu a vrut să spună prima dată, să spună ca reclamă, știți, nu. Foarte modestă, pus așa cum era pe scaun, am văzut cum îi curg lacrime din ochi așa jos. Și a zis: fraților, noi am stat în jertfă înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să țină copiii la sfânta pocăință, să-i țină curați. Aici la noi curge mult sânge. Și apoi... Și violuri și tot felul. Da, tot felul de lucruri. Și apoi... partea a doua, ca familie așa mare, avem și noi mai multe probleme, lipsuri. Vreau să menționez când am intrat în casă pentru prima dată. Eu am fost în sute de case, de-a lungul anilor, am vizitat oameni care în condiții mizere, în condiții mai curate, în puține locuri, poate e singurul loc care eu îl țin minte, am găsit miros de cer acolo. N-aș mai fi vrut să ies din familia aia. O pace, o bucurie. Și ea dânsa spunea: fraților, avem și noi lipsuri materiale. Avem o mașină veche, nu avem cauciucuri. Dar eu atunci întreb: cum stați cu mașina de spălat? Dar ea face așa cu mâna: frate, de 2 săptămâni este stricată mașina, uitați vravul cu rufii nespălate. Atunci, frate, se uită în ochii mei, eu în ochii lui. El îmi spune: aici e lucrarea. Îmi spune el, vorbeam în limba română, cum putea, și îmi zicea: frate, eu sunt păstor de 20 de ani, că a fost ordinat la 20 ceva de ani. Și îmi spunea: eu așa lucrare n-am pipăit cu mâinile mele. Să vină niște frate peste ocean, să aibă lucrarea la voi în biserică, tu să cumperi, să te pregătești, să vii în Cernăuț, aici să faci cumpărături, să mă iei pe mine și să mergem atâtea zile pe o iarnă și să ajungem până în Lugansk, fără adresă. Pe drum, punctul culminant,
mașina de spălat. Eu, contrariat, știind situația de pe teren, cum sunt misionari acolo, tu nu trebuie mașină mare, da, luminoasă. Să scurtăm, că timpul trece, vă rog, vă rog. Așa. Doar. Și am putut să văd mâna bună a lui Dumnezeu când eram la întoarcere spre Cernăuț. Am înțeles, pentru că ați mărturisit în biserica din Târgu Mureș și rețin încă, că v-ați reîntors la 10-15 minute după ce ați ieșit din această casă. Și cum i-ați găsit, despachetând darurile pe care le-ați adus? Nu, deci după ce am dat darurile, le-am dat mașina de spălat, le-am dat cutii întreagă cu ciocolată și niște genți din partea unei misiuni, unde erau haine foarte scumpe. Când au desfăcut gențele, era geacă de câteva sute de euro bucata. Dumnezeu a pregătit în marea lui îndurare și bunătate niște daruri minunate pentru această familie. Eu ne-am întors și stăteam în mașină și am zis, frumoasă lucrare a lui Dumnezeu. Și am zis, vreau să mai duc câteva pungi de alimente. Frați care eram, da. Și când am intrat în familie, spre surprinderea noastră, Dumnezeu i-a mai dat o lecție. Acum, dacă erau ața copii cu ciocolată, atâta și bomboane. Și după atâtea și zile de post. Zile de post. Când am intrat în casă, vreau să vă mărturisesc că am găsit toată casa cu mâinile în sus, o fată cânta la orgă, la pian. Și toată casa, atât am putut să înțeleg, aleluia, aleluia, și osana și preamăreu pe Dumnezeu. Am plecat de acolo cu ochii în lacrimi, lăudând pe Dumnezeu. Când am ajuns spre Cernăuț, sora a scris cu fratele păstorinț un mesaj și a zis, fraților, voi ați fost solii lui Dumnezeu trimiși special pentru familia noastră. Și au purtat legătură, am mai fost odată în familia aia și după multe luni spunea, nu putem, încă a rămas în starea aia cerească de cer, cum Dumnezeu a ascultat rugăciunea, a ascultat postul și a împlinit toate nevoile noastre. Lăudați să fie Domnul! În veci. Cum să facem? Mai avem 15-20 de minute. Mergem repede și prin Africa, mergem la Volohi, la... Aș rămâne tot în Ucraina, la Volohi. Vă rog. La Volohi aș vrea să o singură... Spune-ți cine sunt ăștia, că eu la început am crezut că e o localitate din Ucraina, dar nu, e de fapt un neam. Un neam de oameni venit de pe timpul lui Basarab I, domnitorul țării românești, de acum 150-170 de ani, au fugit din țara românească, s-au stabilit acolo între munții Zacarpatia și au păstrat obiceiurile, dacă căutați și vedeți pe internet, pe Google, despre Volohi. Acolo este o familie de misionari, de la frață baptiști, John, care a preluat lucrarea. Comuna în care e centrul cultural se numește Poroșcovo. Biserica unde se strâng la frață baptiști acolo și pentecostali, peste 1000 de copii sub 18 ani. În satele adiacente nu mai vorbesc limba română și ei vorbesc o limbă română, a română de fapt, mai veche. Nici guvernul din Ucraina, nici guvernul din România mai puțin s-au interesat de ei. Și prima dată când am ajuns eu în satul Turea Pasico, un sat lângă Poroșcovo, am văzut felul de viață. Am zis, animalele noastre în țară trăiesc mai bine ca ei acolo în casele lor. Am ieșit la asfalt și am plâns ca un copil prima dată când am ajuns între ei. Și a trecut un timp și Dumnezeu m-a pus pe inimă și am reușit acolo ca să construiesc 3 case la cei mai săraci dintre cei mai săraci. Două dintre familie vin la biserică, s-au predat Domnului, una nu. Ați condiționat acordarea ajutoarelor de încartiruirea religioasă? Nu, după aia s-au hotărât. Una dintre familie, ultima casă care am construit-o, după ce a fost gata și a fost inaugurată, eu n-am fost când s-a
inaugurat casa, a fost evangelizare, s-au predat. Și aș vrea să spun spre slavă. Înțelegeau limba română? Sau aveați translator? Aveam translator. Deci în satul Torea Pască nu știu românește. Și a treia casă, care am făcut-o întâi, eu nu mai aveam nici resurse, venea iarna, era luna noiembrie, și era un bătrân care locuia într-o parte a taberei, într-o colibă, așa pătrată, fără sobă, fără nimic, din cartoane, din polietilenă. Și frații mei au zis, frate Cornel, hai să-i facem măcar patru pereți și punem o sobă, un godin, și ca să nu moare, că vine iarna. Și am zis, hai să facem. Și când a venit să pune lemnele deasupra, aveam trei frați veniți de lângă Cernăuți cu familii care îi plăteam și construiau acolo. Frații mi-au zis că lângă casa care construiam pentru bătrân, locuia când am intrat o fată de-a lor și avea o casă foarte săracă, cu o cameră și șapte copii. Și ei mi-au zis, auziți, hai să mai târnăm încă o bucată de temelie și facem două uși și o cameră deasupra. Uitați cum stau acolo. Eu știind resursele care le mai am și Dumnezeu îmi spunea dinăuntru, fă lucrul ăsta. Și am apelat la un frate să mă ajute cu ceva bani împrumut atunci și am zis, continuați lucrul. Și în câteva săptămâni a fost gata casa, cea mai mare casă din satul ăla, vopsită tot, așa o sobă care încălza și camera de sus. Când a fost inaugurarea, sora de casă a zis, fraților, vreau să mărturisesc ceva. Acum, cu mai mulți ani în urmă, ce? La casă, s-a făcut evangelizare cu tot satul. Și o masă la urmă. Și vreau să vă spun că de când am ajuns în satul ăla, mi-a zis frații lucrători, a trebuit să mărească biserica, cel puțin 30 de botezați oficial au și mai mulți predați. Și ce-a mărturisit femeia cu ocazia inaugurării? Femeia a spus așa, acum câțiva ani am luat niște bani împrumut și am vrut să mai lipim încă o cameră de cămăruța asta și nu am putut. Și nu am mai putut să dăm bani înapoi și frații ne-au exclus din biserică. Și cum eram noi în amarul și în lipsa noastră, a trecut un vas al lui Dumnezeu pe aici. Și a zis, femeie, îți văd durerea, îți văd amarul. Și iată că eu, Domnul, în scurgerea timpului, am să-ți fac o casă cum nu este pe valea asta. Eu neștiind, când am început și când au venit frate și am zis, frate Cornel, hai să facem așa, hai să facem așa. Și spre mirarea noastră și pe gloria lui Dumnezeu a ieșit după cuvântul lui cea mai frumoasă casă de acolo. Frații vin la adunare. Dumnezeu e credincios și știe. Și când am primit vestea aceasta, mi-am dat seama că am făcut totul după călăuzirea și după spusele Duhului Sfânt, a Domnului să fie slava. Amin. Și lucrurile ar fi multe acolo în Zacarpatia, la Volohi. Oamenii sunt mult mai în urmă ca civilizația normală, așa, și am putut ca să ajutăm comunitatea. Multe sate din jur, am putut ca să predic Evanghelia acolo, mai multe sate, oamenii plângând și mulți s-au întors la Dumnezeu. Lucru cel mai frumos. 7 minute. Folosiți-le cum doriți. Ziceți că să mergem într-un episod legat de Africa sau în 7 minute ne spuneți ce s-a întâmplat? Nu pot. Deci în Africa cel puțin am 2 misiuni și am o misiune în Turcia. În care am fost... Atunci, un pericol, sau mă rog, clipa cea mai nefericită, hai să mergem pe plan familial și personal, din viața de până acum și cea mai fericită. Cea mai nefericită, tristă și cea mai, în 6-7 minute, cred că veți reuși să ne spuneți. E greu să le, mă rog, pui într-o ordine, dar poate că reușiți. Clipa cea mai fericită
dacă aș fi să le pun în ordinea cronologică sau e când Dumnezeu mi-a dat scumpa mea soție înapoi atunci și a fost mamă la copii, deja m-am văzut atunci singur și Dumnezeu mi-a dat-o din morți. A venit mai mulți frați la spital atunci și a fost o mare lucrare de biruință și Dumnezeu a fost suveran în tot ceea ce a spus și mi-a dat-o înapoi. Mi-a dat-o înapoi. Și na, cu copiii, toate evenimentele care au fost primul și al doilea în 2011, apoi am avut persoane dragi care au plecat, unul dintre care am fost cel mai afectat a fost un cuscru de-a nostru și un prieten bun care a rămas mult timp afectat de plecarea dânsului, a fost frate Cornel Bârțan, care mi-a fost un bun prieten. Și cel care a fost în Canada, păstor? Da, cel care a fost în Canada. Am avut o relație apropiată ca prieten și a fost cuscre, apoi avem un băiat de-a lui căsătorit cu o fată de-a noastră. Plecarea dânsului a lăsat un mare gol în inima mea. Și totuși, cea mai tristă a fost când a trebuit să plecați din biserica pe care ați plantat-o, cum se spune, ați ajutat la da, formarea deci, ei. Mai avem 5 minute, haideți să le umplem. Da, deci n-aș vrea, deci e drept să slujești atâția ani și cu atâta drag, dar am putut să văd în final iertarea. Cum a intervenit acea iertare cu, mă rog, anumiți colegi de slujire? În baza a ce? Parcă ați primit un mesaj special ca să mergeți să vă cereți iertare, deși da, vă considerați nevinovat. Pentru că dacă am fost așa cum Iosif în toate ipostazele vieții, o trebuie să ajung și în momentul cel mai greu a vieții lui Iosif, în care de acolo Dumnezeu l-a ridicat și aici aș avea, deci eram undeva în Câmpina cu ceva frați mai, din mai multe părți și acolo Dumnezeu mi-a vorbit pentru un vas al lui, era și păstor și mi-a spus, frate, am văzut un catarg în fața ta, cum la multe unități și catargul ăsta era foarte lovit. Foarte lovit, parcă veneai din luptele din 44. Și lovit cu multe obiecte contundente. Și am văzut flamura care fiecare unitate, fiecare companie are steagul, flamura. Unitate militară. Și am văzut flamura ta, era foarte așa numai frajul, tăiat. Zdrențuită. Și cum a uitat deodată a apărut un catar nou. Și când am văzut că se urcă flamura steagului tău, se vedea de la mii de kilometri distanță. Nu vă cunosc, nu știu de unde sunteți. Nu, fi împlinire acum, că ați venit la Credo TV, cine știe? Nu știu. Domnul m-a mânat și am mers și peste ocean și în urma lucrurilor ce s-au întâmplat în biserică, eram undeva în Bucovina și un om al Dumnezeu s-a uitat la mine și a zis, frate, când te întorci înapoi, îți cer iertare de la doi frați din Sionul din care faci parte, care te-a rănit greu. Din Sionul ăsta, din biserica mamă. Da, da. Și eu am zis, frate, dar e foarte greu. Știe Domnul, te duci și îți cer iertare. Și m-am dus, era o vinere plină înaintea cinei și m-am dus, i-am prins așa de umeri. După ce s-a încheiat programul, da? Da. La urmă mi-a cerut iertare. Cu lacrimi de bucurie și am putut să fac lucrul ăsta. Și vreau să spun spre slava lui Dumnezeu din seara aia. Dumnezeu m-a urcat pe niște înălțimi care eu nu le-am atins. Când m-am plecat de tot. Cineva spunea, până nu devii un zero și el a tortit, atunci se poate vedea harul lui Dumnezeu, care numai El lucrează cum vrea și cu cine vrea. Nouă nu ni se cuvine niciun gram. Toată slava, toată gloria e a Lui. El merită totul. Lăuda să fie Domnul. În veci, în două minute,
trei cel mult, o rugăciune pentru cei care nu înțeleg valoarea iertării. Biblia spune că dacă nu ierzi din toată inima pe aproapele tău, pe fratele tău, sunt niște chinuitori care pot să vină, niște duhuri, niște stări de lucruri care împiedică creșterea și devenirea spirituală. Deci, așa stând, dacă puteți să vă rugați stând pe scaun, cred că nu e o problemă, că v-ați rugat și stând la volan, da? Da. Nouă dată. Deci o rugăciune pentru cei care ne urmăresc, pe linia în special de a înțelege importanța iertării. În rugăciunea Tatăl nostru noi spunem și ne iartă precum iertăm, dar uităm ce spunem. Vă rog. Doamne Tată bun din ceruri, Tu care stai pe tronul de milă și de îndurare și înaintea Ta cad în leș în duhurile, înaintea Ta tot este gol și descoperit. Mă rog în momentele acestea pentru toate persoanele care nu poate să ierte, Tată iubit din ceruri, chiar dacă au dreptate în cauza și în pricina lor, Te rog să le ajuți într-o vreme ca și asta, să pună totul la picioarele Tale. În urma iertării din înaltul cerului să coboară o pace, așa cum am primit-o eu. Te rog, Doamne, să dezlegi orice legătură, să lași ca pacea Ta să curgă ca o apă, să lași ca lumina Ta să lumineze fiecare inimă și să iertăm din toată inima și celor care ne-au greșit, și celor care i-am supărat. Te rog, Doamne, Tată bun din cerul, Tu care ai puterea și asculți rugăciunea de cei toți oamenii vor veni la Tine, că ești singurul Dumnezeu viu și adevărat. Nimeni nu este ca Tine, nici în cer, nici pe pământ. De aceea Te rugăm, binecuvintează pe toți ca să putem ierta celor care ne greșesc, celor pe care le-am greșit, și harul Tău să se coboare peste unul fiecare. Îți mulțumim din toată inima, Tată, în numele Domnului Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Amin. Mulțumim capelanului misionar a Petroi Cornel din Austria, undeva lângă Linz, nu știu să pronunț denumirea localității. Vă mulțumim dumneavoastră. Mulțumim în cel mai înalt grad lui Dumnezeu care are grijă de fiecare om de pe acest pământ. Acela care asistă la funeraliile unei vrăbii. Și Biblia spune că nicio pasăre, nicio vrabie nu cade la pământ fără știrea lui Dumnezeu. Deci cel care ține în evidență vrăbiile viețuitoare de pe acest pământ, ba mai mult scrie că până și perii capului ne sunt numărat și nu cade la pământ un păr de pe capul nostru, Te are în vedere și pe tine, are în vedere și pe mine, are în vedere aproape 8 miliarde de oameni de pe suprafața pământului. Totul este să privim spre verticală, să credem în existența lui Dumnezeu, pentru că în Evrei 11:6 scrie cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El există, că El este și că răsplătește pe cei care îl caută. Fie să-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos, să ne asemănăm cu El și să-L facem cunoscut și altora. Dumnezeu să ne ajute. Vă mulțumesc! Amin. Slavă Domnului!